În plus, am continuat să efectuăm testări diagnostice. Am trecut de 15.000 de teste real-time PCR și am primit aprobarea de la Ministerul Sănătății să facem testări și pentru populație. Deci oferim și acest serviciu. De când? De când a apărut ordinul. Deci din aceste zile se pot adresa și universității noastre, centrului nostru de diagnostic. Am făcut peste o tonă și ceva de dezinfectant care a fost distribuit spitalelor. Am oferit suport psihologic medicilor și personalului medical implicat în îngrijirea bolnavilor cu coronavirus. Așa cum v-am spus, este un efort psihologic destul de intens. Am oferit de asemenea cazare pentru cei care au avut nevoie în spațiile noastre. Hotelurile pe care le are universitatea au fost puse la dispoziția Spitalului Clinic Județean pentru medicii care au avut nevoie. Deci ne-am implicat așa cum am putut în acest efort colectiv care este în acest moment o piatră de încercare pentru toată lumea. Studenții noștri cu organizațiile lor, ca de obicei, au fost foarte activi, au dus alimente celor vulnerabili, au donat sânge pentru că este iarăși mare nevoie și în același timp s-au implicat și în proiecte de educație sanitară a populației. Deci aș putea spune că a fost o perioadă plină pentru toată lumea, iar acum ne străduim să finalizăm, mai avem o săptămână de sesiune, să finalizăm anul universitar și iată vine admiterea. Deci nu am avut niciun pic de timp să ne plictisim, ca să fac o glumă. Adevărat. Doamna rectoră, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile oferite și vă urăm succes în această alianță despre care vorbeam la început, dar și în munca de zi cu zi pe care o duceți în lupta cu COVID-19. Mulțumesc! Mulțumesc mult!